Bine ați venit, săgetătorilor! Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce vă rezervă Universul? Ce încearcă să vă spună? Asul de cupe! Vedeți cât de frumos este? Nu mai puțin să vedem dacă merge camera. Este pur, este iubire pură. Pur și simplu, este iubire pură. Deci, aici este partenerul visat. Cu siguranță este partenerul. 7 de bute. Nu încerca să te aperi în fața iubirii. Fii deschis în fața iubirii și încearcă să aperi relația respectivă. Mergem mai departe. Am senzația că vă apărați în fața altora din cauza acestei relații de iubire. Optul acesta de săbii nici nu dorești să te gândești ce poate provoca. De ce? Pentru că șasele acesta de monede este un fel de datorez acest ceva. Este ca și cum cunoști această persoană, nu ai dăruit mai mult, ai încercat să te eschivezi, iar acum când apare, reapare în viața ta, pur și simplu nu poți să manifeste decât iubire. Vedeți? 3 de cupe. Da, e posibil să fie o a treia persoană, dar este o persoană reală, o persoană care nu a cerut mai mult decât pur și simplu o întâlnire față în față. 10 la acesta de monede este o împlinire materială, dar în același timp este o împlinire mentală în realitate, în realitatea fizică. Deci, cu siguranță, aveți de-a face cu ceva la care ați visat. Pur și simplu ați visat. Este foarte frumoasă această energie a voastră. Voi, 2 de cupe, cu siguranță. Doamne! Săgetătorilor, aveți de-a face cu persoana pe care ați visat-o întotdeauna. Spuneți-i suflet pereche, spuneți-i ceea ce ați dorit voi. Nu încercați să găsiți alte soluții de a vă eschiva, pentru că pasiunea este atât de puternică încât nu puteți să vă luați ochii sau gândul de la această persoană. Pentru că este iubire pură. Trebuie să se întâmple pentru a se încheia ceva karmic. Da, vă apărați împotriva acelor din jurul vostru. Împărăteasa aici, ar spune împotriva familiei, împotriva celor care se opun acestei relații, ceva care vă macină foarte mult. Este ca și cum a intrat această persoană în viața voastră și toată lumea discută de pământul familiei sau de genul, să zicem. 8 de spade. Care este blocajul mental? 9 de monede. 9 de monede. Nu e o persoană înstărită. Te vrea poate pentru că ai banii tăi. De genul. De aceea încep și piedecile aici. Nu da atenție la așa ceva. Nu da atenție, ci pur și simplu îmbrățișează acea dragoste a iubirii. Cu siguranță voi aveți, cei care rezonați, de a face cu partenerul la care ați visat. Cred că v-ați rugat foarte mult pentru o relație de vis. Dar am senzația că persoana respectivă reapare în viața voastră pentru că aveți 6 de monede. Este ca și cum persoana respectivă
a apărut în viața voastră, iar voi sunteți cei care nu ați dăruit. Deci, au apărut, au plecat, pur și simplu, ca oameni simpli. Acum reapare din nou acea situație pentru că voi nu vă simțiți emoțional împliniți. Trei de cupe voi. Era și cazul. Nu știți în ce direcție să mergeți. Bineînțeles că știți, pentru că aveți de-a face cu îndrăgostiții. Decizia o veți lua, dar nu acum. Sunteți în cumpănă. De ce? Întotdeauna când avem doiul acesta de spade, e un fel de nu poate face mintea ce spune inima și inversul. Și alegeți până la urmă ceea ce spune inima, pentru că aveți foarte multe cupe. Persoana cealaltă. Și este menit să fie. Avem de-a face cu împărăteasa. Una din cărțile care reprezintă sufletul, perechea și divinitatea. Deci deja aveți cealaltă persoană. Care sunt intențiile, cine este și ce vrea de la voi. Nebunul este un nou început. Total, deci total diferit. Un suflet pur, cu multă iubire, cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă. Este un nou început. 6 de spade. A trecut prin ceva urât. Aceeași senzație. Și-a luat băgăjelul și-a plecat. 6 de monede din nou. Deci, este poate aceeași situație cu voi. A dăruit prea mult și nu a primit. Aceeași carte pe care o aveți. Dar este felul de a vă completa reciproc. Din nou este marea iubire a vieții voastre. Vă ajută foarte mult să vă deschideți această persoană. Da. Marea preoteasă este menit. Este realitatea în primul rând. Este ceva care mistic, ceva care vă atrage. Este ca și cum mai spune, câți dintre voi nu ați plecat în exterior și v-a atras ceva acolo. Pentru unii a fost suflet perechi, pentru alții a fost pur și simplu o plată karmică. Să știți că cea mai mare karmă sunt atunci când ești căsătorit, o plătești partenerului, partenerei și copiilor. Dar vreau să înțelegeți ceva. Câți dintre voi ați realizat atunci când erați tineri, când aveați 15-16 ani, că veți fi căsătoriți în altă parte sau pe alte meleaguri sau că veți fi atrași de o persoană anume. Orice ați încerca, acolo unde este scris destinul sau ceea ce veți face, se va împlini. Și ceea ce aveți aici, marea preoteasă, așa a fost programat. Vedeți în spate cu cuvaia? Așa a fost programat. Deci, săgetătorilor, atunci când voi vă liniștiți, atunci când voi știți că, într-adevăr, în singurătatea voastră vă veți pune aceste întrebări și veți încerca să găsiți o soluție, voi soluția deja o aveți pentru că deja a intrat în viața voastră. Este una dintre cele mai frumoase citiri, etalări de tarot a săgetătorilor. Este găsirea a ceea ce v-ați dori foarte mult în viața voastră. Cei care aveți o nemulțumire emoțională. Haideți să vedem partenerul. Ce vă oferă partenerul respectiv? Partenerul respectiv, roata. Cu apariția acestui partener în viața voastră, se schimbă total viața voastră și vă aduce noroc. Deci, mai ales cei care sunteți într-o situație nu prea roză, să zicem, vă schimbă total viața. În primul rând, iubirea aduce fericire.
Trei debute, noi planificări în viața voastră, ceva la care, într-adevăr, să mergeți mai departe. Planificați, începeți să planificați, iarăși asul de cupe, deci este menit să vină în viața voastră. Împărăteasa va aduce abundență. Șapte de spade. Persoana respectivă întotdeauna v-a ascuns că ține la voi. Ascuns acest lucru. Pentru că nu a putut să se implice în viața voastră. Nu a dorit într-un fel să vă disturbe, să zicem, viața, să vă deranjeze. Persoana respectivă. Clarificare. V-a dorit foarte mult în ascuns și a luptat foarte mult pentru voi, dar nu a putut face mai mult de atât. Pentru că există o iubire pură. Și a fost dezamăgit, dezamăgită de ceea ce i-ați oferit voi. Adică, mai bine zis, nu-i prea i-ați dat atenție. Și acest blocaj l-a avut pentru că nu a înțeles niciodată de ce. Pentru că a simțit acel ceva și nu a înțeles de ce nu dați atenție la ceea ce simțiți. Lună. Haideți să-i zicem ceva de... Mă gândesc la o distracție. Să vă distragă din ceva, nu distracție în sine. Pentru că aveți șaptele acesta de săbii pe cărți și luna. Persoana respectivă a încercat pur și simplu să vă distragă de la ceva negativ din viața voastră. Iar voi ați înțeles greșit. A încercat să vă schimbe noțiunea vieții, fricile pe care le aveți sau să încercați să mergeți cu alt tip de energie. Poate deciziile pe care voi le-ați luat sau le-a luat în privința voastră. Deci persoana respectivă a încercat foarte mult să schimbe, pentru că emoția aici a încercat să fugă din viața voastră cu acest secret. Dar în același moment, persoana respectivă, cred că în subconștient, a realizat că, de fapt, acea relație romantică, misterioasă, care i-a inspirat totul în viață, a fost poate un joc mental numai pentru ei. Dar ceea ce v-a oferit, v-a oferit concret, real. Fără nimic mai mult. Nu a cerut nimic mai mult. Voi. Șapte de monede. Mai înceți în această comunicare, dar vedeți voi destinul, karma își face treaba. Nu depinde numai de voi. Doi de monede. Încercați în realitate să vă puneți în echilibru, pentru că ceea ce ați simțit a fost adevărat și este adevărat. Îndrăgostiți-i și acest as de cupe. Pur și simplu vă spune din start că este ceea ce v-ați dorit foarte mult. Pajul de monede. Atunci când sunteți fericiți, din start, aveți de-a face cu abundență în orice domeniu. Sănătate, iubire, dragoste, financiar, totul. Pentru că vă simțiți bine. Sunteți fericiți. Voi. Încă o dată roata. Deci nu se poate, aveți de două ori roata. Este karma. Prima roată este a persoanei respective, cealaltă este a voastră. Deci vă întâlniți.
Vă reîntâlniți, să-i zice. Se învârte roata. Vă reîntâlniți. Este ca și cum trebuie să se încheie o plată karmică. Da. Veți fi față în față. Cavalerul acesta de monede. Puțin cam încet, dar cel mai sigur. Ce vă oferă împăratul și împărăteasa? Perechea divină. Nu am cuvinte. Chimia, nu-i nevoie să mai spun. Deci ați simțit acest lucru. Este ca și cum persoana respectivă v-a atins și în momentul în care v-a atins, ați simțit o atracție atât de puternică, magnetică, încât nu vă explicați. Nu are logică, știu, pentru mulți dintre voi, dar asta e. Așa e menit să fie. A fost nevoie de o separare, de o separare la o distanță cât se poate de mare, pentru a înțelege că, de fapt, voi sunteți meniți să fiți împreună, deci nu se poate. Va trebui să dați afară acea energie toxică care a venit, pentru că în următorul timp al separării s-a meritat, de fapt, acea așteptare, pentru că este, de fapt, sufletul tău pereche. Cred că la cineva am mai ieșit la o zodie, nu mi-aduc aminte, să fiu sinceră, nu mi-aduc aminte. Dar la cineva a fost aceeași energie. Dar asta este. Este partenerul tău, mult visat. Numai bine și mult noroc. La revedere!